Bună dimineața, iată-ne de vreme la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca. Bună dimineața, domnule doctor, iată, e 7:15 și deja sunteți la birou. Avem onoarea să vă avem la emisiunea Sănătatea Ta pe site-ul Sănătatea Ta online. Eu sunt onorat să vă amintesc. Aș vrea să povestim puțin de această boală cumplită a secolului, care, iată, macină atâtea vieți și care înspăimântă atâta lume. Acest cancer, această boală pe care noi deocamdată o considerăm incurabilă. Ce ne puteți spune? Vă întâlniți atât de des cu cancerul și, iată, sunteți totuși liniștit, zâmbitor. Și mi-ați adresat atât de multe provocări încât să le luăm pas cu pas. Vorbiți de cancer, nu vorbim de o boală, vorbim, sigur, generic numită cancer. Este într-adevăr o boală, dar sunt multiple localizări cu mii de subtipuri care se tratează diferit, care teoretic unele dintre ele pot fi depistate precoce și atunci vindecate 100%. Din păcate, pacienții noștri se prezintă frecvent în stadii avansate și atunci tratamentul uneori este mai puțin eficient sau poate să facă mai puține. De ce se prezintă în stadii avansate? Care este cauza? Lucrurile astea probabil că țin în primul rând de educație. Și educația trebuie să înceapă în școli, în școala primară. Este sigur și datoria noastră să facem acest lucru și instituția pe care o reprezint a avut ca și unul dintre scopuri și și-a asumat ca și misiune și educația și de aceea programele de educație medicală continuă, deschiderea noastră către societate crește an de an. Unde există aceste programe de educație? Cine le ține? Cine le face? Cui se adresează? Sigur, noi nu putem să facem acest lucru la nivel național, dar prin parteneriate cu societăți ale pacienților, cu universități, cu școli, cu inspectorate școlare, putem să coborâm chiar către școala primară programele acestea de educație. Apropo de programele de prevenție, sigur, profilaxia poate fi împărțită în mai multe categorii, primară, secundară, terțiară. Dacă ne gândim la cea primară, aici, din nou, educația joacă un rol important, ce mâncăm, cât ne mișcăm, să nu fumăm, etc. Deci sunt multe cauze care pot să determine această boală. Da, cancerul e o boală multifactorială și atunci sunt situații unde putem interveni, poate nu decisiv, dar bucățică cu bucățică putem să îmbunătățim situația. Fumatul este un exemplu foarte bun, aici avem dovezi extrem de clare. Ziceam profilaxie primară, profilaxie secundară, iată programul de screening a cancerului de col uterin. Peste 5.000 de femei au fost practic salvate prin acest program de la începutul lui într-un an, prin identificarea unor situații premaligne care au putut fi tratate și astfel pacienta să scape de cancer. Haideți să definim acest screening, să înțeleagă toți cei care nu sunt din domeniu. Ce înseamnă screening pentru cancerul de col uterin? Profilaxia secundară, programul de screening, practic, prin intermediul medicilor de familie și a specialiștilor, se creează o rețea. Ea este recomandat să fie regională, fiindcă rețele extrem de mari sunt greu de manageriat. În principiu, rețelele sunt organizate pe regiuni. Noi facem parte din regiunea de nord-vest. Există o rețea prin care pacientele sunt chemate între anumite vârste, periodic, pentru recoltarea unui examen citologic, este citologie exfoliativă de la nivelul colului uterin, așa numitul examen Papa Nicolau Babeș. Savantul nostru a contribuit la dezvoltarea acestui test. Pe urmă, rezultatele
sunt verificate, există un control al calității, sigur, și ajung din nou prin intermediul medicilor de familie la pacienți. Ei, unii dintre ei, vor fi anunțați în sensul în care probabil trebuie explorări ulterioare. Celelalte paciente sunt rechemate, cum ziceam, periodic. Spuneați că există șansa să fie depistat din timp, înainte să fie ceva malign. Ce înseamnă acest lucru? Una dintre caracteristicile unui test screening este și aceea că trebuie să poată depista anumite situații de dinainte sau chiar de la începutul apariției bolii, atunci când există mijloace de tratament care să poată rezolva problema. Și să o poată rezolva și cu costuri, sigur, cât se poate de acceptabile pentru societate. Ca să vă dau un exemplu, englezii au făcut și calcule de cost-eficiență. Raportul între un test screening și tratamentul bolii avansate... Adică între profilaxie, depistare precoce. Da, depistare precoce ar fi undeva în jur de 20 de unități, să le zicem lire sau orice ar fi ele, pe când tratamentul bolii avansate se ridică către 10.000. Deci un raport... Plus raportul de reușită... Ne vorbim despre calitatea vieții și calitatea vieții acelui pacient, reintegrarea în societate. Acestea sunt foarte multe fațete ale problemei. Dacă tot suntem la cancerul de col uterin, există anumite semne? Pentru că sunt paciente care află foarte târziu. În momentul în care apar semne, la cancerul de col uterin, boala este de obicei avansată. Tocmai de aceea se face acest test despre care vorbeam la pacientele care nu au simptome. Asta trebuie să înțeleagă pacientele noastre, că nu trebuie să așteptăm până când sângerăm sau doare sau sunt situații care să ne aducă de urgență la medic. Nu. Această examinare trebuie să se facă în mod periodic, nu este rușine, nu este dimpotrivă. Eu cred că în secolul 21 e rușine să nu te prezinți la medic. De la ce vârstă se poate face acest screening? Există indicații și la noi în țară. Ele diferă de la țară la țară, nu foarte mult, în esență după începerea vieții sexuale și are o anumită frecvență. Sigur, fiecare țară calculează aici cât își permite și economic. Și lucrurile se îndreaptă până după menopauză, după 60-65 de ani. Din nou, depinde de la situație la situație. Vorbim numai de col uterin. Sigur, există și alte localizări la care se aplică teste screening. Ele uneori sunt mult mai costisitoare. Și de câte ori se repetă pe an sau la mai mulți ani? La mai mulți ani. De obicei se așteaptă. Dacă testul este în regulă, mai frecvent de un an oricum, nu se face, dar de obicei țările care au adoptat acest test îl repetă la 2-3 ani. Când trebuie să mergem să facem acest test? Există o perioadă anume a lunii când femeia trebuie să meargă să-și facă testul? Sigur, după ce a trecut menstruația. La câteva zile sau imediat? Sau există un termen între ziua? Da, există, dar toate aceste lucruri, deci toate aceste sfaturi, se primesc de la medicul de familie. El este cel care eliberează un certificat și trimite pacienta către centrul care îl recoltează. Și medicul de familie are și datoria de a informa și de a explica toate aceste detalii pacientelor. Spuneați că se face acest test Papa Nicolau la o ecografie sau doar la un consult fără acest test Papa Nicolau. Se poate depista sau este foarte necesar acest test? Deci, pentru depistarea acestor leziuni extrem de mici, incipiente, la nivelul colului uterin, este singurul test pe care îl putem utiliza pentru depistarea precoce. Ecografia, examinările, deja pot să vadă leziuni de mari dimensiuni și atunci, sigur, lucrurile stau cu totul diferit. Nu facem citologie, atunci facem biopsii și o evaluare a pacientului. Sunt lucruri diferite. Nu cancerul de col uterin sau leziunile acestea incipiente nu pot fi depistate decât prin citologia exfoliativă.
De obicei, pacienții, când aud acest diagnostic, se pierd psihic vorbind, atât ei cât și familia. Sunt debusolați, nu știu încotro să o ia. Ce ar trebui să facă o persoană care aude că este predispusă sau că are această boală? Care este primul pas pe care trebuie să-l facă? Odată ce a obținut un diagnostic, înseamnă că se află în fața unei echipe medicale. Aici, echipa medicală, care ar trebui să fie multidisciplinară, deci să cuprindă pe lângă toate specialitățile implicate în tratamentul bolii și psihologi, asistenți medicali specializați, își are fiecare membru al echipei, își are părticica lui și, în mod activ, trebuie să și dea informații, să comunice cu pacientul, să-l susțină pentru a trece prin această experiență, care, sigur, nu e una dezirabilă și poate să fie și traumatizantă. Acum depinde și cum abordăm această situație. Eu cred că atunci când pacientului îi se prezintă un plan extrem de clar, atunci când toți membrii acestei echipe de care vorbeam au un limbaj comun, atunci lucrurile, cu siguranță, vor fi mai bune pentru pacienți. Să înțelegem că dacă ne adresăm din timp medicului și depistăm într-o fază foarte, foarte incipientă această boală, sunt șanse de reușită? Adică femeia, după, mă gândesc că se face o operație sau după tratamentul pe care îl efectuați, își revine la viața normală, fără nicio altă problemă. Acum, dacă ne referim la cancerul de col uterin da, sigur că da. Aceste leziuni incipiente pot fi tratate și pot fi rezolvate definitiv. Sigur. Deci, asta nu înseamnă că pacienta, în continuare, nu va urma programul de screening așa cum ar trebui să-l urmeze toate femeile. Deci va veni periodic la control, evident. Chiar dacă... Nici nu știu dacă să-i spunem control neapărat. Acest program de screening, deci a vizita un ginecolog cu o anumită regularitate, nici nu l-aș numi neapărat ca un control, ci pur și simplu ar trebui să intre în reflex. Există și o altă formă de cancer care să fie tot atât de frecvent întâlnită la femei. Acum ne adresăm femeile. În țările în care programul de screening funcționează din anii 60-70, țările nordice, Marea Britanie, avem dovezi foarte clare a scăderii dramatice a incidenței și mortalității prin boala aceasta. În alte țări, ea nu reprezintă o problemă atât de mare cum este la noi și în arealul nostru geografic, România, Serbia. Există, în schimb, alte localizări. Cancerul de corp uterin, care este și la noi în creștere, prin schimbarea stilului de viață, prin alimentația hipercalorică, hiperproteică, prin excesul de hormoni care apar consecutiv obezității. Deci există și alte variante și... Aproape fiecare organ din corpul nostru poate să dezvolte cancer. Domnule doctor, foarte multă lume vine la institutul nostru, este cunoscut și recunoscut. Haideți să vedem cum se poate ajunge la institutul nostru. Trebuie făcut o planificare, trebuie vorbit cu un medic anume. Cum se procedează? În esență, informațiile acestea pot fi găsite și pe site-ul nostru. Dacă ne spune și site-ul, ca să știm să se adreseze pacienții. www.iocn.ro. Sigur că acolo există date de contact ale tuturor medicilor din institut, ale cabinetelor în care ei își desfășoară activitatea. Și este foarte bine că înainte să se facă o planificare. Numărul de pacienți este foarte, foarte mare. Tratăm peste 20.000 de pacienți noi pe an. Se vine cu bilet de trimitere de la medicul asta, ca și peste sau tot, medicul nu, de un familie? Un bilet de trimitere de la medicul de familie și o dovadă a chitării. Deci înseamnă că se decontează de casă, nu trebuie evident, să plătească evident, pacientul. Evident. Această boală este... Vă mulțumim foarte mult că ne-ați primit atât de dimineață și pentru toți cei care ne urmăresc, vă urmăresc pe dumneavoastră, vă rugăm să transmiteți un mesaj.
Și eu vă mulțumesc foarte mult. Le doresc tuturor privitorilor dumneavoastră și întregii dumneavoastră echipe sărbători fericite, un Crăciun frumos și la mulți ani pentru 2014. Vă mulțumim mult. Eu vă mulțumesc.